Spre miezul nopții, ploile abundente și scurgerile de pe versanți într-un pârâu care trece prin municipiul Câmpul Lung au provocat inundații în zeci de curți, locuințe și subsoluri. A venit o ploaie torențială, a ținut vreo 3-4 ore și ne-am pomenit așa cu un vuiet, deodată a buvnit apa și ne-a intrat în casă. Sunt foarte multe canalizări subdimensionate, sunt străzi fără canalizare și cele care sunt în pantă, a venit apa prin grădinile oamenilor și canalizarea de pe celelalte străzi nu a mai făcut față. Sunt multe gunoaie aruncate. Uitați-vă și dumneavoastră aici cum arată, mult pietriș, mult pământ. La fel au fost afectate și localitățile Bughea de Sus, Lerești, Nămăiești, Valea Mare Pravăț, Pitești și Albota, acolo unde pompierii au intervenit cu motopompe să scoată apa din gospodării. La Curtea de Argeș, vântul puternic a luat acoperișurile de pe două blocuri și le-a trântit peste 9 mașini care se aflau în fața blocurilor. Două sunt grav avariate. Niciunul dintre proprietari nu avea asigurare casco.